aș dori să discutăm despre o problemă în privința la căpușele care se întâlnesc la noi în mediul înconjurător, în iarbă, căci deja s-a încălzit afară, noi toți ieșim cu animăluțele noastre la plimbare, în pădure, la odihnă, la un iaz și foarte des ne întâlnim cu problema căpușelor. Deci o căpușă atât de mică poate provoca o problemă foarte, foarte mare, cum la animale, tot și la oameni. Deci căpușa prin mușcătură transmite o boală care se numește, cel mai des întâlnit este piroplasmoza, căci mai sunt alte specii, dar ele nu sunt într-atât de răspândite cum piroplasmoza. Ce putem observa noi la animăluțele noastre de companie după ce noastră ați scos o căpușă? Ați venit la plimbare și ați depistat că în blană a fost o căpușă. În timp de 3-4 zile, animalul poate deveni pasiv. Greu se ridică, foarte des oamenii sunt și spun: uitați-vă ceva, animalul meu are cu picioarele de urmă. Adică boala este deja provocată de o mușcătură de căpușă. Deci ridicarea aceasta grea din picioarele din urmă este cauzată de anemie care o provoacă piroplasmoza. Ce încă putem să observăm? Poate să fie vomă. Încă cel mai des ce se întâmplă, refuză mâncare, nu sunt activi, nu vă întâlnesc, aceasta se întâmplă primele câteva zile. Mai departe, deja putem întâlni icterus, deci se îngălbinesc tegumentele și urina devine întunecată. Deci, dumneavoastră nu trebuie să așteptați când deja devine urina întunecată. După primele semne, trebuie de adresat la medic veterinar ca să primiți un ajutor competent, căci boala este fatală. În foarte, foarte multe cazuri puteți să pierdeți animalul dumneavoastră. Deci, în primul rând, în a doilea rând, cât mai repede vă adresați, cu atât mai puține vor fi consecințele acestei boli. Aceasta noi am discutat în privință la dacă deja căpușa o mușcat. Ca să nu să se întâmple aceasta, animăluțele noastre trebuie să fie prelucrate cu preparate anticăpușă, preparate care au efect repelent. Spre bucuria noastră, noi avem o gamă foarte largă de medicamente care protejează animalele noastre contra căpușelor. Și noi, ca oamenii, tot trebuie să ne protejăm când ieșim în pădure de căpușe, de aceea că în ultimul timp noi foarte des întâlnim boala Lyme și la oameni, care este oficial înregistrate, consecințele tot sunt foarte grele pentru oameni, este un tratament foarte, foarte lung, de aceea se recomandă și pentru noi, da? Pentru stăpâni, să cumpărăm un spray, sunt spray-uri pentru haine, repelenturi, punem pe haine, când veniți din pădure, după plimbare, de la iaz, se recomandă să scoateți toate hainele de pe dumneavoastră în antreu și să mergeți deodată în camera de baie să vă controlați pe dumneavoastră în sine dacă nu aveți ceva undeva, căci consecințele sunt foarte grele și copii, adică boala aceasta nu alege. Este destul de problematic și pe zi ce trece noi avem tot mai multe și tot mai multe căpușe infectate. Adică este destul de periculos pentru oameni.